seara, doamnelor și domnilor, hackerii ruși amenință România, dau un ultimatum guvernului și spun că vor transforma întreaga infrastructura României într-un morman de fier vechi. Asta vine în contextul în care de câteva zile România este ținta atacurilor cibernetice fără precedent declanșate de către hackerii ruși. Serviciile secrete sunt în alertă. Ce se poate întâmpla? Cât de mare este pericolul? Mergem la Bianca Ogarcă pentru informații. Bună seara, Bianca! Găsit, hackerii ruși au transmis un nou ultimatum în țării noastre și anume că autoritățile au la dispoziție 30 de ore să îl elibereze pe tânărul român din Marea Britanie suspectat că ar lucra cu această grupare, Killnet. Mai exact, tânărul este suspectat că ar fi fost implicat în acele atacuri cibernetice care au avut loc asupra unor instituții publice de la noi din țară. Spun hackerii ruși că chiar dacă acest tânăr susține Rusia în momentul de față, asta nu înseamnă că este un infractor. Ba mai mult, atrag atenția reprezentanții grupării Killnet că dacă în perioada următoare autoritățile de la noi din țară nu vor ține cont de acest avertisment, ei bine, hackerii ruși sunt hotărâți să distrugă întreaga infrastructură de la noi din țară. Vizat este și Ministerul Sănătății și mai spun hackerii că toate ventilatoarele vor fi afectate și abia atunci își vor da seama românii ce greșeală au făcut, iată ce au mai transmis liderii grupării Killnet. Vă reamintesc faptul că în ultimele săptămâni țara noastră a fost ținta unor atacuri cibernetice fără precedent. Hackerii ruși au atacat site-urile unor instituții publice, precum site-ul guvernului, site-ul armatei, dar și site-ul poliției de frontieră, iar în acest context serviciile secrete sunt în alertă. Mulțumesc foarte mult, Bianca, le mulțumesc și invitațiilor din această seară, alături de mine în studio, domnul profesor Marius Pieranu, sociolog, de asemenea invitații ultime ore, domnul Radu Cristescu, deputat PSD, domnul Bogdan Jelea, istoric, politolog, și domnul Ionel Dancă, deputat, membru al Partidului Forța Drepte. Mulțumesc pentru prezență, de asemenea îi mulțumesc domnului colonel Ion Petrescu, analist militar. Domnule colonel, bună seara, încep cu dumneavoastră. Cât de tare ar trebui să ne temem de aceste amenințări? Pentru că atunci când auzi venind dinspre Rusia faptul că ar fi transformată infrastructura României într-un morman de fiare vechi, te cam sperii. Păi doamnă, în primul rând să ne uităm la mormanul de fiare vechi care a rămas din tancurile ruse care au intrat în Ucraina. Sunt cam multe pe acolo. Și apoi să ne uităm la faptul că 20.000 de militari ruși se luptă cu ultimii apărători ai Mariupolului, lăudându-se în cursul acestei zile că au început deja să pătrundă în tunele, dar iată că nici acum nu s-au predat ucrainienii. Așa că mai ușor cu panica pe scări și să fim realiști. Ei își fac jocul, iar cei care au în dotare structuri menite a contracara aceste atacuri cibernetice, inclusiv cele din armată, își fac datoria. Eu am încredere că aceste chestiuni vor fi rezolvate cu oameni cerebrali, foarte bine pregătiți, avem tineri IT-iști în toate domeniile și în structurile acestea care se ocupă de contracararea unor asemenea atacuri, chiar sunt băieți talentați. Mai puțin vorbăreți, dar să știți că sunt foarte buni în practică. Domnule colonel, rolul acestor amenințări, în general propagandei făcute de către Kremlin, este acela de a semăna confuzie, panică, teamă. Din ce spuneți, nu suntem în situația de a ne speria. Totuși, crearea acestui climat în România, pentru că vorbim de România, nu se întâmplă doar la noi, se întâmplă și s-a întâmplat și în alte state. Crearea acestui climat în România este, poate fi considerat un răspuns al Kremlinului la poziția României în acest conflict, în acest război? Cei de la Moscova ar trebui să citească presa britanică și să vadă că avionul american, ziua apocalipsei, a evoluat la 24 de ore după ce aeronava lui Vladimir Putin a impresionat lumea survolând Moscova, fiind un avion care va participa la parada de 9 mai din piața situată în fața Kremlinului. Una este război informațional și alta este realitatea din teren.
Nu va fi nicio lovitură nucleară, nu va fi nicio armă chimică folosită și, mai mult, România nu va fi niciun fel implicată. România trebuie judecată ca parte a NATO. Deci România aplică politica NATO și dovada faptului că suntem prețuiți la nivel de țară este vizita de astăzi a președintului Germaniei la București. O reușită actualului președinte al României. O ultimă întrebare... Domnul colonel, iertați-mă. Domn profesor Pielanu, vă rog. Vă rugăm să fiți analist militar echidistant. De eu unde ați tras dumneavoastră concluzia că este o victorie a domnului Iohannis? Mai ușor, că asta de pricepe noi, credeți-ne. La bombe și la rachete nu suntem cumiți. Domn profesor, stați un pic, nu-i luați... Dar e reușită a domnului președinte Iohannis. Mă tem că e o... Este cel mai nevizitat președinte din zona de conflict dintre toate țările riverane. O să vă rog, știți foarte bine. O să vă rog, domnule profesor, să nu-i luați invitatului meu dreptul de a-și exprima o opinie. Ok. Vă rog, domnule colonel. Domnul Pieleanu, aș dori să vă reamintesc că printre atribuțiile președintului României se află și supervizarea politicii externe a statului nostru. Eu mă raportez la instituția prezidențială. Și instituția prezidențială astăzi a prezentat opinii publice din România primirea șefului statului german, care sigur are o funcție reprezentativă, simbolică. Deci am fost echidistant. Am fost echidistant, domnul Pieleanu. Păi da, dar ați făcut afirmația că este o victorie, o reușită a președintelui României. Reușită la ce? Reușită era dacă... Ascultați-mă, iertați-mă. Am pretenția să spun că un pic la chestiunea asta mă pricep. Dacă, de pildă, liderii mondiali care s-au reunit nu de mult la Varșovia, da? Veneau cu un pic, 2 ore le trebuiau să vină și la București, aia era o reușită. Dacă în președintele simbolic al Germaniei reunite face o vizită domnului Iohannis, mi se pare că nu e nimic altceva decât o statistică. Asta e opinia mea. Informație de breaking news chiar acum, domnule colonel, vă rog, rămâneți alături de noi. Sunt incidente la meciul de fotbal dintre Steaua și CFR Cluj, Jandarmeria. Iertați-mă, Universitatea Cluj, Jandarmeria intervine. Colega mea, Denisa Gelatu, este acolo. Denisa, bună seara! Bună seara, bun găsit tuturor! Este scandal cu jandarmii aici la stadionul Stelei din Ghencea. Vedeți, chiar în aceste momente, scutierii ai jandarmeriei române sunt și jandarmi călare pe cai, vă arată colegul meu, Drago Stoian. Au fost scandaluri și conflicte aici și s-au împărțit pumni și picioare între suporteri, dar important de menționat este faptul că scandalul a început de la faptul că foarte mulți suporterii oaspeți de la Cluj-Napoca nu aveau bilete, asta deși jandarmii au informat de pe drum, de pe autostradă, să-și cumpere bilete imediat ce ajung, încât au avut alte preocupări. Iată că acum cei fără bilete, îi vedeți acolo în grup, nu au fost lăsați să intre pe stadion sau să se ducă acum să-și cumpere bilet, deși nu cred că mai există bilete în acest moment. Meciul a început în urmă cu 8 minute. Vă spuneam că s-au bătut, s-au luat la bătaie și au împărțit pumnii și picioare. Sunt jandarmii în alertă, sunt polițiștii la fața locului. E o mobilizare de ordine aici la stadionul Ghencea. Au fost verificați suporterii oaspeți care au venit din Cluj cu mașinile. Le-au fost verificate mașinile, le-au fost verificate bagajele. Au venit, domnilor și domnilor, în armație pentru acest meci. Au fost găsite în bagajele acestora mai multe obiecte contundente, precum cuțite, băte, topoare, dar și lanțuri. Acei suporterii au fost identificați de către polițiști, au fost duși la audieri și urmează să se impună măsurile legale pentru aceștia. Mulțumesc foarte mult, domnul și domnilor, vedeți imagini cu jandarmeria intervenind. Este un meci de fotbal în capitală între Steaua și Universitatea Cluj. O să urmărim cum se desfășoară evenimentele, însă vreau să revenim la discuția cu domnul colonel Petrescu. V-ați întrerupt, domnule profesor, aveați o dispută cu privire la cât de... Care este meritul președintelui? Aș vrea totuși să fac o precizare. Vă rog. Aș vrea să fac o precizare. Vă rog. Că
trebuie să plec și în altă parte. Deci, îl respect pe domnul profesor Pieleanu și dacă, era era președintele României, îi rosteam numele. Eu mă raportez instituțional. Deci, în fiecare dimineață mă urc la instituția prezidențială, la instituția guvernului și la instituția armatei. Și o văd în fruntea acestora, din punct de vedere al statalității României, oameni cerebrali. Acesta este punctul meu de vedere. Dar pe Cățu, nu ați văzut. Domnul colonel, vă asigur în mod evident și eu de toată prețuirea mea, pe care o știți de altfel din discuțiile private. Nu a fost o răutate la adresa dumneavoastră ca militar, ofițer superior, ci mai degrabă v-am sugerat că în problemele astea mai civile, așa cum ar fi evaluarea activității prezidențiale, să ne lăsați pe noi cei care suntem destul de mulți, mai mult sau mai puțin pricepuți la această chestiune. Iar eu o să vă rog, domnule profesor Pieleanu... Vă asigur că, din punct de vedere al prezentării tacticilor, tehnicilor, situației de război, sunteți unul dintre favoriții mei pe care, la care mă uit și admir fără niciun fel de reținere. Aceasta este, domnule colonel, și opinia mea, de-aia v-am și invitat. De asemenea, sunteți liber oricând să exprimați orice fel de opinie doriți, inclusiv pe tema politicii externe a președintelui Klaus Iohannis. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la ultima oră. Știți ce mai era ceva? Doar o secundă. Teama mea este și am o cultură istorică, cel puțin a României contemporane, destul de consistentă. Mă lau singur. Frica mea este până unde merge ofițerul superior, astfel încât la un moment dat să nu-i vine ideea de a înlocui statul. Asta a fost frica întotdeauna a societăților din soria lor. Adică hai să ne rezumăm la a face fiecare ce știm să facem, fără a avea dorința de a ocupa locul altora care chiar fac bine ceea ce fac. Domn profesor, iertați-mă, dar chiar pare proces de intenție. Domne, haideți să depășim momentul. S-a scris despre militarizarea societății românești. Nu este cazul. Eu l-am invitat pe domnul colonel în emisiune. Sunt profund recunoscătoare și este într-adevăr unul dintre nu foarte mulți experți pe care România îi are. Dar în domeniul domniei sale. Atâta. Mulțumesc, domnule colonel. Domnul Cristescu, vă rog, că erați foarte... Am văzut că erați... Nu mai puteați să nu interveniți. Și vreau să salut această victorie istorică a președintelui Iohannis. Și aștept vizita președintelui din Madagascar acum să vină să... Domnule, avem un subiect serios aici. Păi ne amenință hackerii și noi începem să râdem că domnule, să vină trebuie să președintele din meritele, Madagascar. Trebuie să recunoaștem și meritele președintelui nostru. Bun, lăsați-l că stă bine unde stă, unde o fi fiind. Stă degeaba, dar în fine. Ce să vă spun acum în legătură cu acest scandal cu hackerii? Au fost într-adevăr atacate câteva site-uri, printre care și al PSD-ului, ceea ce ne arată că Partidul Social Democrat. De aici panica. A zis și rușii, au zis: "Domne, Partidul Social Democrat este singur care a spus exact ceea ce trebuia să spună vis-a-vis de Putin și de Federația Rusă." Acum în altă ordine, de mă uit și eu la hackerii ăștia, parcă nici ei nu mai sunt ce au fost. Că au cam confundat numele președintelui Senatului cu cel al Camerei Deputaților. Blasfemie. E o mare blasfemie, vă dați seama. Deci mai mare jignire este să te confunde ceva cu Cățu sau... Na, în fine. Bun. Dar nu cred. Avem specialiști în acest domeniu, ca să trecem la o notă mai serioasă. Sunt amenințări de astea. Pur și simplu, așa să ne aflăm întreabă. Nu cred în aceste amenințări. Eu cred în reacția instituțiilor noastre de forță. Și nu cred că se va întâmpla nimic, sincer. Să trăiască instituțiile de forță, că ele ne vor salva. De acord. A existat, domnilor, un consens cu privire... Vă rog, domnul Cristescu, să revenim la nota serioasă a discuției. Da. A existat un consens cu privire la ceea ce se întâmplă în România, la sprijinul pe care România l-a oferit Ucrainei în această perioadă, la poziția antirusească. A fost chiar de mirare, pentru că formațiuni despre care se spune că sunt apropiate sau, mă rog, admiratoare ale lui Vladimir Putin au spus și ele că Rusia nu a făcut decât să declanșeze un război absolut absurd. Însă lucrurile nu stau chiar așa. Spre exemplu, domnul George Simion, președintele AUR, crede că în România e nevoie de un lider de tip Victor Orban. Haideți să vedem ce spune George Simion. Domnule Simion, ne aflăm într-o situație destul de critică din punct de vedere economic. Am putut observa, încep de ieri, roborul a depășit pragul de 5%, oamenii
se descurcă extrem de greu plata ratelor, de inflație nu mai zic, ne împrumutăm la cele mai mari dobânzi, datoria publică crește, astăzi oamenii au decis să iasă în stradă, să facă un protest antisărăcie, vor veni și în fața Parlamentului. Ce ar trebui să facă coaliția de guvernare în acest moment? Oamenii vin degeaba să protesteze aici la Parlament pentru că programul se termină la ora 12. E bătaia de joc a unei clase politice. Am intrat de un an de zile în acest Parlament. I-am avertizat, liberalizați prețul la energie, o să explodeze toate celelalte. Și asta se întâmplă. Nu pot să liniștesc românii cu privire la prețuri. Nivelul de trai va fi din ce în ce mai prost cât timp continuă această alianță toxică PSD-PNL. N-avea ce căuta PSD-ul aici, care echipurile ține cu românii. Ei sunt de vină, îi țin pe peneliștii aceștia care au liberalizat prețurile, îl țin pe Iohannis jos. Până nu îl dăm jos pe Iohannis și tot regimul lui, lucrurile vor merge din ce în ce mai prost, așa cum noi am spus. Avem oamenii cu care să venim la guvernare. Dar așa cum arată lucrurile, este capabil sau nu guvernul să rezolve această criză? Că totuși oamenii nu mai au bani să meargă la piață. Acest guvern trebuie să cadă cât mai repede. Rog votanții PSD să pună presiune asupra partidului să părăsească coaliția de guvernământ și să lase din brațe pe Ciucă și pe tătucul lui, păpușarul Iohannis. Cu privire la rate, Ce ar putea face românii în sensul ăsta? Sau mai bine zis, ce ar trebui să le solicite românii guvernanților? Sunt toate legate. Prețul facturilor, cu prețul de la pompă, cu prețul alimentelor, cu prețul medicamentelor, cu ratele, cu chiriile. Sunt toate legate, vin în lanț una după alta, atâta timp cât acest guvern ascultă ordine din afară și atâta timp cât acest guvern e de acord ca toți banii românilor să meargă în străinătate, nu se poate. Trebuie să vină un guvern românesc care să țină cu românii și să facă ce a făcut în Budapesta, să plafoneze prețul la combustibil, la energie, să interzică băncilor să-și bată joc de români și să liniștească piețele. Chiar în Ungaria au decis să plafoneze, să mărească acea perioadă de plafonare a prețurilor până la 1 iunie. Deci, în concluzie, credeți că guvernul nu poate gestiona situația în care se află România acum, situația economică? În opinia noastră, ne trebuie o guvernare precum cea a lui Victor Orban din Ungaria, care să țină cu propriul popor, nu cu popoarele altora, că au făcut mari sesiuni foto pozându-se cu Zelenski, de parcă asta aduce ceva bun românilor. Nu, asta aduce sărăcie. Și înseamnă că ar trebui cumva românii să-și ia gândul de la alte majorări, ținând cont de cum arată situația. Că lumea tot speră, lumea spune, domne, cresc prețurile, nu mai am bani să-mi plătesc ratele, măcar să primesc o majorare de pensie, de salariu. Există doar două opțiuni. Ori își iau la revedere de la orice formă de bunăstare, ori își au la revedere de la regimul Iohannis și partidele lui. Așa, iar acum o întrebare pe plan extern. Au tot fost discuțiile din ultima perioadă în legătură cu guvernul, cu armamentul pentru Ucraina. Credeți că România ar trebui să ajute Ucraina cu armament? Singurul război care se poartă în momentul ăsta la București este războiul împotriva românilor. Guvernul nostru, în loc să se concentreze pe armamentul din Ucraina și pe războiul din Ucraina, ar trebui să se concentreze pe viața românilor. Toți banii pe care îi avem trebuie folosiți pentru a opri această criză economică uriașă, care era logic că va apărea după cei 2 ani de pandemie. Dar ar putea fi cumva, ar trebui să ne temem că țara noastră ar putea fi afectată în vreun fel, eu știu, de către Rusia, dacă decidem până la urmă să ajutăm Ucraina în acest sens? În acest punct vreau să liniștesc. Românii nu vom fi implicați armat, de asta suntem și noi în Parlament, să ne opunem la gândurile de a trimite armament și de a ne implica într-un război. Suntem o țară NATO și, din fericire, suntem protejați de agresiunea unor nebuni, cum e Vladimir Putin sau cum sunt alți vecini de-ai noștri care nu sunt prietenii noștri.
Acestea sunt declarațiile făcute de către liderul AUR, George Simion. Există, domnule Dan, că în momentul acesta s-a cam spart frontul unit pe care clasa politică din România l-a arătat în relația cu Ucraina. Domnul George Simion crede că gata, s-a cam închis treaba PSD plus PNL egal Love și e ținut în brațe Iohannis și așa mai departe. Bun, acum domnul Simion a devenit un maestru în folosirea jumătăți de adevăr pentru a-și promova propria propagandă. În realitate, așa este, în momentul de față România e condusă de regimul lui Klaus Iohannis prin cele două partide, PSD și PNL, dar în ceea ce privește problemele nivelului de trai ale românilor în momentul de față, ele pot fi rezolvate de către guvern. Stă la îndemâna guvernului să intervină pentru a tempera creșterea prețurilor. Trebuie să se reducă taxele, să se reducă TVA-ul, să crească veniturile românilor PSD-ul așa cum a promis, să crească pensiile cu 40% așa cum au promis în campania electorală. Acum au găsit scuza războiului pentru a nu își ține promisiunile pe care le-au făcut în fața românilor. N-are nicio legătură războiul din Ucraina cu creșterea pensiilor cu 40% așa cum a promis PSD-ul. PSD-ul e la guvernare, să mărească acum pensiile românilor. PNL e la guvernare, noi am promis când eram în PNL reducerea taxelor, acum e momentul să se reducă taxele, să se reducă TVA-ul, să se reducă accizele, să se reducă astfel prețurile la carburant și la facturile de energie. Deci guvernul are posibilitatea în momentul de față să intervină pentru a ajuta pe cei care sunt afectați de scumpiri. În ceea ce privește Ucraina, aici România este stat membru NATO și trebuie să facem ceea ce se decide la nivelul NATO în privința sprijinirii Ucrainei. Și în măsura în care România poate să sprijine și militar, trebuie să o facă. Domnule Jela, vă place discursul domnului Simion? E așa pe toate fronturile, adică era toate direcțiile, practic. Nu, nu-mi place, dar asta am mai spus de 100 de ori. Nu că ar trebui să-mi placă mie, Doamne ferește. Eu înțeleg articularea unor elemente specific populiste după exact ca la manual. Noi care suntem buni ne luptăm cu o clasă politică ticăloasă și întotdeauna în apărarea poporului ne revendicăm și ne legitimăm de la popor și așa mai departe. Însă lucrurile astea sunt, zic eu, de hotărât de către electorat, nu de către mine. Eu ce aș putea în schimb să spun este să analizez și, zic eu, cumva să și demontez câteva dintre aiurele spuse de domnul Simion. Încep cu sfârșitul. Chestiunea asta că noi nu trebuie să facem nimic pentru că ne apără această alianță în care suntem și noi membri este o prostie. În primul și în primul rând că nu există nicăieri o alianță care să facă absolut totul, să cheltuie bani și vieți omenești și resurse diplomatice și strategice pentru a-i apăra pe alții care nu contribuie cu nimic. Asta în primul rând. Deci din punct de vedere al logicii formale este o aiureală ce a spus domnul Simion. Acum, în legătură cu ceea ce trebuie sau ar trebui să facă România și deja face, insuficient în opinia mea, este această raliere la un anumit nivel de discurs și de atitudine care totuși ar putea să ne dea șansa ca după o foarte lungă perioadă de timp să aparținem în mod obiectiv și structural, dacă vreți, lumii occidentale. Ceea ce noi n-am făcut de mult. Sigur, n-am făcut de mult pentru că am aparținut Orientului până la jumătatea secolului XIX, după care au fost foarte multe discuții pe finalul acelui secol, apoi în primul război mondial am intrat cu 2 ani mai târziu și am încheiat o pace separată, în al doilea război mondial am întors armele, în timpul comunismului, mai cu seamă în a doua perioadă a lui Ceaușescu, de la cei mai simpatici și agreați oameni din blocul socialist, comunist, asta evident grație poziției lui Ceaușescu la invazia Cehoslovaciei, am ajuns la finalul anilor 80 să fim considerată cea mai stalinistă țară din blocul răsăritan, iar după 90 am avut mineriada în iunie. Ori, în lumina acestei succesiuni de evenimente, care în mod evident, la scara istoriei, n-au fost privite cu ochi foarte buni acestor decizii, de fapt, nu evenimente, eu zic că e un moment foarte potrivit și oportun pentru România astăzi să dovedească faptul că nu face doar un balet în ceea ce înseamnă susținerea liniilor occidentale. De ce sunt aceste linii? Și cu asta închei, apropo de domnul Simion și de toate elementele discursive pe care la dumnealui și la mulți alții din zona aceasta le aud. Da,
Ucraina este o țară cu tot felul de probleme. Ucraina este o țară cu un mozaic multicultural și multietnic, pentru că așa a fost făcută frontiera de către Stalin în interiorul RSS-ului. Da, Ucraina nu a respectat drepturile minorităților românești și da, nu în ultimul rând, orice stat nou înființat și care încă nu este maturizat la nivelul identității naționale, cum am fost și noi la 1880, dau un exemplu, și nu numai noi, se întâmplă să facă exagerări de natură naționalistă. Da, toate lucrurile astea sunt adevărate. Însă astea nici nu justifică, nici nu vor justifica vreodată nici crimele de război, nici încălcarea dreptului internațional de către Rusia. Ori, în acest context și cu asta închei, ceea ce spune domnul Simion, sunt din păcate niște lucruri care aparent, niște sofisme, aparent sună bine, dar în realitate sunt complet găunoase și lipsite de adevăr în sensul realităților pe care încearcă să le descrie. Critici pentru coaliția... O secundă. Critici pentru... Ați aveți dreptare că uite acum și vă dau cuvântul, pentru că mai avem critici pentru coaliția pe care o reprezentați, domnule Cristescu, și vorbim acum despre fostul premier Ludovic Orban. Domnul Orban acuză coaliția PNL-PSD că le vinde iluzii pensionarilor în privința unei noi majorări a pensiilor. De asemenea, Orban vorbește și de puterea tot mai scăzută de cumpărare a oamenilor. Haideți să vedem declarația. PSD a câștigat alegerile promițând creșterea punctului de pensie cu 40%. Eu nu am promis creșterea punctului de pensie, cu toate astea, în criza economică generată de pandemia de COVID, am crescut punctul de pensie cu 14%. PSD, de când a venit la guvernare, a crescut punctul de pensie cu doar 10%. Au mințit părinții și bunicii noștri și mint în continuare, fluturându-le iluzii. Deocamdată bilanțul guvernului PSD-PNL este absolut sinistru, o pierdere a puterii de cumpărare, în special de către persoanele vulnerabile, de cel puțin 20%. Mai spun un lucru care, zic eu, este important. Guvernul își dorește inflație. Guvernul își dorește creșterea prețurilor, pentru că poate să dea vina pe conjunctura internațională, poate să dea vina pe Banca Națională, dar, de fapt, cel mai mare profitor al creșterii prețurilor, al inflației, este guvernul. De ce? Pentru că are venituri mai mari. Încasează taxe și impozite mai mari, din TVA, din accize, din toate impozitele care sunt percepute de stat, își măresc valoarea ca urmare a creșterii prețurilor, serviciilor și produselor și au mai mulți bani de împrăștiat și de sifonat prin diferitele mijloace de sifonare a banului public. Vă rog, domnule Cristescu, răspundeți domnului Orban, pentru că există deja multă lume care imaginez că simte lucrul ăsta, faptul că scade puterea de cumpărare și nu mă refer aici numai la pensionari. Stimată doamnă, nici măcar nu pot să mă enervez pe prostiile spuse de Ludovic Orban. Vai, ce mi-ar plăcea să reformulați. Nici măcar nu pot să mă enervez pe tâmpenile spuse de Ludovic Orban. Nu mai reformulați. Nici măcar nu vă puteți enerva și ne oprim aici. Așa. Am vrut să intervin să spun, domnule, dacă pe George Simion îl înțeleg că are o politică de asta populistă și nici măcar nu este atent la ce se întâmplă și ce măsuri de sprijin se iau pentru populație, se vor lua. Și domnul Dancă e pe lângă subiect, iar Ludovic Orban este de nesimțire și din comun. Nu, vă rog eu mult de tot, haideți, vă rog mult să vă controlați limbajul. I-aș transmite domnului Orban prin domnul Dancă că tocmai domnul Orban și cu Câțu au împrumutat în 2 ani de zile 58 de miliarde de euro, da? Ne-au băgat într-un dezastru total. Asta este epoca Orban, da? Nu știu cum de mai are tupeul să iasă să explice niște lucruri neconforme și nereale. Dacă contraziceți PSD-ul, spuneați că PNRR-ul, războiul, calea... Lăsați-mă să vorbesc. Dar vă contraziceți. Am venit cu măsurile sociale când am intrat la guvernare. S-au mânit și pensiile și salariile. Ați mințit. Domnul Dancă, lăsați-mă să vorbesc. Dar pensionarii știu, le-ați crescut pe aici 40%. Și în locul dumneavoastră mi-ar fi rușine să mai apar pe la televizor, că o să mai alumea la șurul pe stradă. Mă rog că dumneavoastră nu aveți rușine, domnul Cristescu. Ați băgat România într-un colaps total, dumneavoastră,
Orban. Nu e adevărat. Noi am crescut pensiile cu 14%. Noi am crescut pensiile cu 14%. Domnul Dancă, PSD-ul când a venit și a zis mărim cu 40% punctul de pensie. N-ați făcut-o. Nu am zis că mărim într-o lună. Ba da, în 2021 era lege. Habar în 2021 trebuia să ajungă punctul de pensie cu 40%. Cu mărirea alocației pentru copii de care v-ați bătut joc. 50 de euro la două luni. Lăsați-vă că oamenii sunt interesați de ce face această guvernare, nu de prostiile dumneavoastră și de mințele dumneavoastră, domnul Dancă, care nu ați făcut altceva, domnul Cristescu, ar fi interesat să afle economic, social și domnul sanitar. Cristescu, românii văd, românii văd că plătesc 9 lei. Norocul este că n-ajuns să trăiau pe la românii văd că plătesc 9 lei. Domnul Cristescu, 9 lei litru de benzină motorină. Românii văd asta. Da, scumpiri de 100%. Lăsați-vă să le prezintă oamenii măsurile care s-au luat. Poate ați auzit totuși astăzi. Domnul Dancă, de ce oamenii nu le văd, domnule Cristescu? Nici oamenii nu sunt interesați de stâmpenele prostile dumneavoastră și al Ludovic Orban. Deci eu cred că v-au hăcuit site-ul de la PSD. Eu cred că v-au hăcuit site-ul de la PSD. Domnul Cristescu, v-au hăcuit site-ul de la PSD. Care în loc românii să afle ce se întâmplă, cu ce vine guvernatorului, trebuie să asculte un mincinos de teapa lui Orban, înțelegeți care vine? Domnule Cristescu! Păi stimați în emisiune, dați-mi voie să explic oamenilor ceea ce vor să audă, ceea ce face guvernul pentru ei și nu prostile lui Dancă și al Orban. Dacă vreți să moderați această emisiune, bine, dacă vreți să oamenii să afle măsurile sociale minciunile, care se iau, opriți această voră stricată, reprezentantul Orban, care au furat aisonete, au furat în pandemie și mai au tupeu să vină la televizor și să urească prostii. Noi n-au mărit alocațiile la copii, înțelegeți, dar să vină PSD-ul să mărească alocațiile. Și vine un nesimțit în emisiune să spună ce? Vreți ca oamenii să afle Domnul vreți ca oamenii să afle ceea ce se întâmplă și ce măsuri se poate pentru ei? Vreți să afle românii că astăzi s-a luat măsura creșterii voluntare, da, a salariului minim cu 200 de lei? Bă, vreți ca românii să afle aceste lucruri? Sau vreți să ascultați câmpele unui Dancă și a unui Orban? Vă enervați pe lumea. Spuneți-vă, rog frumos, ce vreți în emisiunea asta? Vreți să afle lumea ceva sau minciunele? Domnul Cristescu, vă enervați pentru că nu suportați adevărul. Să afle oamenii ce se întâmplă cu pensiile, cu salariile. Spuneți-vă, nu chemați toți habarniștii care au fost la guvernare, care au furat izolete, vaccinuri, minciuni, oamenii care au plătit 58 de miliarde de euro. Uitați-l aici, prindeți-l pe stradă și arătați-i românilor, vă rog frumos, domnul Dancă, unde a dus România asta? Dublarea alocațiilor, creșterea pensiilor 14%, 1,4 milioane de angajați plătiți cu șomaj tehnic, 10 de miliarde pentru salvarea companiilor românești. Asta a făcut guvernul Orban, a salvat economia și țara. Guvernul Orban a furat, guvernul Orban, da? Aveți raportul Curții de Conturi? Aveți banii care s-au furat pe insolete? Domnul Cristescu, măștile, 115 milioane de măști cu o firmă care vindea cafea? Dacă Orban, Cristi, Barbu și cu ei alții îi țineți minte, uitați-vă, ăștia sunt hoții care au furat România. Ăștia sunt hoții care au furat România. Ce dovezi aveți? Ce dovezi aveți? Lăsați-mă să explic oamenilor și vă rog pe producătorul emisiunii să mă ajute. Mulțumesc foarte mult, domnilor. Să știți că vă vedeți la televizor gesticulând, dar nu mai auzim ce spuneți, pentru că deja discuția nu ducea nicăieri. Dar mai bine zic să și învățăm ceva din toată cearta asta, sau mă rog, din toată situația asta, și zic să învățăm de la ministrul agriculturii, pentru că domnul Chesnoiu ne-a spus așa: dacă nu aveți bani, nu mergeți la cumpărături flămânzi, pentru că tindeți să cumpărați prea mult. Ia să vedeți cum a explicat asta. Ați ascultat propriul sfat ultima dată când ați fost la cumpărături? Ați mâncat înainte? Întotdeauna îmi ascult instinctele în primul rând și să știți, chiar dacă a generat o oarecare rumoare, eu cred că este datoria noastră a tuturor să înțelegem că risipa alimentară este o problemă la nivel global. Vreau să vă spun că este extrem de important să înțelegem cu toții că în astfel de momente risipa alimentară este poate unul dintre cei mai mari adversari ai propriei persoane. Pentru că în România în anul 2021 s-au aruncat la gunoi cel puțin 2 miliarde de kilograme de alimente. Dacă transformăm această cantitate în bani, o să ne dăm seama câți bani de fapt aruncăm la gunoi. Domn profesor,
Pielanu, nu știu de unde apar oamenii aceștia, dar ei există. Deci acest domn care, cum să spun, își merită locul, nu e... Era mai bun oros de la PNL, era mai bun oros de la PNL, care n-a băgat banii în irigații, ăla care n-a făcut nimic și a distrus agricultorul, era bun oros. Domnul Cristescu, am senzația că sunteți fermieri. Oros a dat ajutoare de stat să difermie pe consecetă. Domnul Cristescu, era bun oros, n-a făcut nimic ca banii în irigații. Bali, microfoanele tăiate din nou că nu mai merge. Vă rog, domn profesor Pielanu. Încercam să vă spun cu calm faptul că se pare că domnul Chesnoi este extrem de tânăr, căci altfel nu pot explica cum domnia sa în calitate de demnitar înalt al statului și membru al guvernului vorbește despre risipa alimentară unei națiuni care vreme de jumătate de secol a fost în stare de sărăcie absolută. Da? Mi se pare o impietate. O impietate să vorbești și o nerușinare. Folosesc dar ce aveți și dumneavoastră astăzi pe cuvânt? Cum să vorbești unei națiuni care a stat 50 de ani la cozi interminabile păi, au despre risipa între alimentară? Este posibil așa ceva? Mâine același domn Chesnoiu ne va vorbi despre, după cum urmează, încălzirea globală, efectul de seră, da? Situația urșilor polari, nu că aș avea ceva cu urșii, sunt apărător. Deci domnul se pare că nu se mai ocupă cu românul, cel de pe stradă, ci are probleme globale, mondiale, da? Viitorul omenirii, să nu vorbim de risipa alimentară. Lăsați domnul Chesnoiu să facă românii risipă, că dacă fac risipă înseamnă că au de unde să facă risipă. Până ne vom gândi noi la copiii din Nepal și din Africa Neagră, haideți să ne gândim ce le dăm la copii, cei 40.000 de copii din orfelinatele din România. Și când o să fie risipă reală, atunci sigur că și noi, având conștiință înaltă europeană, da, vom face ce fac austriecii, ce fac nemții, dar până atunci lăsați românii să facă risipă. Haideți să-i răsfățăm pe români. Ei, hai, acum haideți să-i răsfățăm dacă suntem putem. Poporul nu să vorbim de risipă. Dumnezeu, adică să mâncăm mai puțin, că facem risipă. Nu, domne, mâncăm cât putem să mâncăm. Nu. Da? Despre asta este vorba. Tocmai aia era ideea, da. Domnule Jelea, eu așteptam de la domnul ministru Dumnezeu? Următorul sfat pe domnul care l-aștept. Domnul Chesnoiu se pare că e absolvent de filozofie. Doamne ajută, păi nu e. E bun un filozof la casa omului. Când vreau să vă întreb, eu am zis, domnule Jelea, că următorul sfat pe care îl vom primi de la domnul Chesnoiu va fi, nu despre aveți bani, schimbați 100 de euro. Și eu așa cred că va urma. Sensul istoriei, care este sensul istoriei? În anii 90 era bancul cu 100 de dolari, că n-a apărut sens pe euro. Acum suntem membri în Uniunea Europeană. Da, da, fără discuție. Nu, acum îmi cer scuze dacă fac eu așa notă discordantă. Știți că eu sunt foarte conservator în multe privințe, dar la capitolul ăsta sunt foarte progresist. Să știți că eu aș fi foarte interesat ca oamenii într-adevăr să reușească să nu mai risipească. Eu personal dar nu asta e problema în România, asta. Pentru Dumnezeu, da. Adică e o problemă la nivel global, se aruncă foarte multă mâncare. Asta e problema în România. N-ai bani, nu te duce cu burta goală la cumpărături. Nu cred că are legătură una cu alta. Eu sunt domnia asta ne-a sfătuit. Păi da, acum să mă iertă, dacă îmi dați voie, vă și răspund, vă spun o părere. Eu sunt de părere că există foarte multă lume, inclusiv din oamenii care într-adevăr nu au venituri spectaculoase și care nu și-ar permite și care aruncă destul de mult. Aruncă din buzunarul lor, în esență, pentru că ceea ce ajung să arunce au cumpărat la magazin, cu puținii bani pe care iau. Prin urmare, nu mi se pare deloc un sfat atât de îngrozitor. Nu-l cunosc pe domnul ministru respectiv, nu vreau să iau părerea niciun fel. Eu vă spun o chestiune de principiu legătură cu risipa. Stați că nu mai aveți nimic, trebuie să luăm publicitate. Imediat revenim, o să vedeți că doar în România se putea primăria care a pierdut autobuzele școlare pentru că n-a mai avut bani de lăutari. Revenim. Bine ați revenit la ultima oră. Primăria unei comune din județul Vâlcea este executată silit de o trupă de lăutari din satul mare. Trupa a cântat acum aproape 9 ani la o sărbătoare a localității. Primăria n-a achitat, astfel încât trupa a decis să-și recupereze banii, recuperând pur și simplu autobuzele școlarilor. Astfel, sute de copii riscă să meargă pe jos până la școală. Haideți să vedem.
Primăria Comunei Sutești din Vâlcea este executată silit pentru neachitarea onorariului unei trupe de leutari din satul mare invitată să cânte în 2013 la Ziua Comunei. Datoria inițială a instituției către această trupă de lăutari era de 25.000 de lei, însă în prezent ea a ajuns la o sumă uriașă pentru bugetul local și anume 520.000 de lei. Și asta pentru că în contractul încheiat de conducerea primăriei de atunci erau prevăzute penalități foarte mari. Acel proces este din anul 2013. La zilele comunei din 2013 s-a emis o factură fiscală de 25.000 de lei și s-a făcut un contract cu dobândi și penalități de 1% pe zi, care nu s-a achitat acea sumă. Și de acolo s-a ajuns la penalitățile și dobândurile acestea. Procesul a durat 9 ani de zile, s-a făcut și o contestație la executare care s-a pierdut și s-a pierdut în anul 2019. Eu sunt primar din anul 2020. Acum executorul a scos la licitație bunurile primăriei, mașini și utilaje, dar și cele două microbuze care asigură transportul a 140 de elevi din localitate către școală. Actualul primar al comunei, Alin Dumbravă, a declarat că a ajuns în cele din urmă la o înțelegere cu trupa de lăutari. Noi am ajuns acum 45 de minute la o înțelegere și am căzut de acord să eșalonăm toate cele, suma aceea pe timpul mandatului meu, pe 30 de luni, și continuăm să ne judecăm cu dânsii. Pe o data de 17 avem proces la satul mare. Primarul actual a declarat că nu are nicio soluție pentru a asigura transportul elevilor după ce microbuzele vor fi vândute și că elevii vor fi nevoiți să meargă pe jos, la școală. Domnule Cristescu, asta este România pe care noi n-o vedem, dar care există și la care nu ne place să ne uităm. O primărie care Dumnezeu știe din ce motive a hotărât să antameze lăutari, să, nu știu, zdranga la sărbătoarea comunei, nu și-a mai achitat niciun fel obligațiile pe care le avea. Și acum la ce să renunțe primăria? La autobuzele școlare, să se descurce copiii cum or putea. Da. Îi fac online, nu? Cred că de aia. Da, sigur, online. Bine, la sat este rupe, rupere. Era la România educată, normal că fac online. Da, uite, foarte bine zis, domnul Gelea, foarte bine. Astea cu zile comunei la modă, cred că și contractul a fost făcut cu dedicație la 1% dobândă pe zi, dar uite, având în vedere că sunt deputat de satul mare, trupa fiind din satul mare, chiar data viitoare când plec la satul mare să văd cine sunt băieții ăștia. Aia, data viitoare, ocupați-vă acum în direct, puneți mâna pe telefon, domne, cine sunt, vă rugăm frumos, idee. Comuna asta, data să viitoare. Vedem. Nu, serios, haideți că tot batem aici apa, exact, în să vă certați cu domnul Dancu, mai bine rezolvați problema. Cum știți acum dumneavoastră, haideți să aflăm cine e trupa, păi, și cum se poate face astfel încât, doamnă, să rămână autobuzele la... Doamna Liliana Rosea, tocmai eu v-am spus și am dat ideea asta, că mă duc la satul mare și o să mă interesez cine sunt băieții ăștia. Săptămâna viitoare o rezolv, asta vreau să zic. Nu-mi place să promit, dar încercăm să o rezolv. Până rezolvă domnul Cristescu, mai bine primăria să înainteze acțiune în instanță către judecătorul sindic și să înceapă o acțiune de intrare în insolvență temporară și atunci nu mai pot pune poprire sau executare pe bunurile primăriei, cel puțin o perioadă până când urmează să se pronunțe planul de restructurare al datoriei. Eu așa aș face. Eu urât, într-adevăr, doamna Ruse, ce s-a întâmplat. Asta este România. Aș fi curios oare unde sunt izoletele cumpărate cu bani de guvernul Orban, doamne. Aia este România, doamne, din păcate. Izolete, deci, cumpărate cu 30.000 de euro bucata Cristescu, de Orban. Mulțumiți lui Dumnezeu că n-ați avut nevoie. Mulțumiți lui Dumnezeu că n-ați avut nevoie, domnul Cristescu. Domnul Cristescu, mulțumiți lui Dumnezeu că n-ați avut nevoie atunci când virusul ucidea pe stradă. Au plătit izolete, au trimis banii pe nu știu unde și nici n-au venit izoletele. Guvernul Orban, Dancă și el. Domnul Cristescu, mulțumiți lui Dumnezeu că n-ați avut nevoie că acel virus ucidea pe oricine. Cu stângul pe tobă spre pușcărie. Nu se uita virusul dacă erați de la PSD, domnul Cristescu. Vai de mama voastră. Domnule Jelea, sigur că până ne uităm la izolete și vai de mama lor, mă gândesc la mamele copiilor care vor trebui să meargă pe jos la școală. Că, într-adevăr, lumea cu siguranță a înțeles ironia dumneavoastră legată de școala online și de internetul la sate. Sau România. Aparent e de râs, în realitate, la modul cel mai serios, este foarte de plâns. Pe de o parte, din cauza incompetenței și a irresponsabilității
sigur, un administrator local, cine era primar la vremea respectivă, și apoi faptul că lucrurile astea au tărăgănat și, într-adevăr, faptul că niște copii, iată, s-ar putea să fie în mod real în pericolul de a nu mai putea ajunge la școală, mai cu seamă că mă gândesc că sunt distanțe mari, adminte, nu cumpărau microbuze. Astea sunt realitățile de zi cu zi cu care ne confruntăm și pe care, din păcate, cineva ar trebui să le rezolve. Dar sunt sigur că până săptămâna viitoare la emisiune, că avem regulă asta, nu? Când ne vedem cu domnul Cristescu, vine măcar cu un răspuns, dacă nu chiar cu problema rezolvată. Nu numai că trebuie să vină cu un răspuns, dar trebuie să se și asigure că oamenii aceia își primesc și ei banii, că păi nu au nicio vină. Eu sunt convins că poate să rezolve, nu glumesc, nu e vorbit la modul cel mai serios. Ca să vă dați seama ce specialiști au condus România, ci că să intre primăria în insolvență. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, rămâneți cu noi, doamnelor și domnilor. Vine imediat Andreea Crețulescu cu dezvăluiri explozive. Bună seara, Andreea! Bun găsit, Lili, bun găsit, doamnelor și domnilor. Ei bine, în seara aceasta vom vorbi despre un scandal care se prefigurează în România fără precedent în ultimii 30 de ani. Portul Constanța este blocat, doamnelor și domnilor. O să vedeți imaginile de acolo. Ce s-a întâmplat de fapt? Știți bine, am vrut să ajutăm Ucraina, să ajutăm să folosească portul nostru pentru cerealele lor. Un gest frumos, doar că nimeni nu s-a organizat. E multă incompetență și în mai puțin de două săptămâni portul s-a blocat, iar mărfurile noastre care ar trebui să ajungă pe rafturile din România sunt redirecționate în Turcia sau în Grecia, doamnelor și domnilor. Vor lipsi produse, vor fi prețuri mai mari, toate consecințele și de ce s-a ajuns aici și cum se dezvoltă acest scandal fără precedent, aflați imediat. Când vorbim și despre o altă minciună, știți că ni se spune, scumpirile au fost mici, așa, 10-20%. Ei bine, în mod oficial am aflat astăzi că am avut și scumpiri de 300%. La ce anume, vă spunem imediat. Când vorbim și, doamnelor și domnilor, și despre un alt scandal al armelor pentru Ucraina, dar și despre, atenție, un furtișag fără precedent la primăria domnului Fritz, acuzația vine de la prefect. Veți vedea despre ce este vorba.